Bună ziua, stimate colege, stimați colegi. Vă propun să începem ședința extraordinară a Consiliului Județean, iată, într-un mod mai atipic, dat fiind contextul actual al crizei dată de coronavirus. Am fost legat să convoc de îndată ședința Consiliului Județean pentru a lua noi măsuri de prevenire și de limitare a riscului privind coronavirusului. Așadar, din totalul de 37 de consilieri județeni în funcție, avem prezenți 30. În sală vă propun să începem lucrările fiind legal constituit. Având în vedere probleme de la ordinea de zi, la ședința noastră de astăzi au fost invitați să participe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, directorii executiv și directorii executivi adjunți, directorul general și directorul general adjunct de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentanții mass mediei și vă dau citire ordine de zi așa cum ați primit-o dumneavoastră în scurt timp la mapă. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27.02.2020. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei coronavirus din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu Fundația de Sprijin Comunitar, Societatea Națională de Crucea Roșie, filiala Bacău, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja și Asociația Lumina în vederea organizării și implementării acțiunii sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 138 din 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă nu sunt. La punctul 1 să-i dau cuvântul doamnei secretar, doamna Elena Inazara. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței Consiliului Județean Bacău din data de 27 februarie 2020. Mulțumesc. Dacă sunt observații la procesul verbal, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotriva nu sunt. Punctul 2 la ordine de zi se referă la acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei coronavirus COVID-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. În contextul epidemiei coronavirus, propunerea pentru acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei s-a făcut în condițiile încadrării în bugetul aprobat și cu privire la bugetul pe 2020. Noi putem acorda, autoritățile publice locale pot acorda personal medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare în limita a 2 salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorității deliberative în limita bugetului aprobat. Știm cu toții zilele acestea, cei care sunt în linia întâi, sunt medicii, sunt asistenții medicali, sunt
toți cei de la spital, dar și ceilalți care au fost amprenați în această acțiune de la cabinetele școlare, medici de familie care au fost chemați să se implice în mod direct, 24 din 24 de ore, problema noastră rămâne în continuare, într-adevăr, chiar dacă avem astăzi materiale sanitare și de protecție asigurate, în perspectivă imediat rămâne, într-adevăr, o criză la nivel județean și la nivel național. Am discutat-o și acum două ore în Comitetul Județean în situații de urgență. Așadar, venim în sprijinul medicilor, în sprijinul asistenților medicali, a personalului medical care este antrenat în această acțiune, deloc, și această misiune deloc ușoară, prin acordarea acestor stimulente, așa cum prevede legea. Managerul Spitalului Județean de Urgență va stabili prin act unilateral cu caracter individual personalul medical și de specialitate care beneficiază de stimulentele financiare lunare, precum și întinderea acestora, în baza unor criterii stabilite printr-un regulament propriu privind acordarea acestor stimulente financiare aprobat de Consiliul de Administrație. Deci, criteriile și de stabilire vor fi trecute într-un regulament propriu aprobat de Consiliul de Administrație și vor avea un caracter individual. Dacă sunt intervenții, domnul Mihai. Aveți microfon. Domnul președinte, corect. Stimulentele sunt binevenite, având în vedere efortul și riscurile la care sunt expuse cadrele medicale în această perioadă. Și pentru la riscuri ar vrea să aduc atenție și să primim ceva asigurări. Din păcate nu văd Mădeu, cred că nu este domnul manager, nu este aici. Legat de riscuri, legat de echipamentul de protecție, probabil am citit cu toții în presă săptămâna trecută, la Bărășel, scandalul de la secția de infecțioasă a spitalului nostru, în care personalul medical, asistente, au refuzat intrarea lor din lipsa echipamentelor de protecție. Aș vrea să tratăm cu mare atenție acest lucru și aș vrea să fim asigurat că aceste lucruri s-au rezolvat, mai ales la secția de infecțioase, unde e nevoie de mănuși, moșchi, și mai ales, cred că, și combinezoane. Vorba de combinezoane, vorba de măști de protecție, un anumit grad de protecție, sigur, de protecție, adică echipamentul este special pentru medici, pentru cei din linia întâi. Vă dați seama că nu ne dorim să întâmple ceea ce ați văzut astăzi și ieri, că s-a întâmplat la Suceava. Exact. A tras un semnal de alarmă pentru că nu vedem perspectiva. Astăzi, cu două, trei săptămâni înainte, echipa de management al spitalului a făcut toate demersurile și avem cu ceva stocuri, dar pe noi ne interesează și am discutat asta în Comitetul Județean să facă demersurile că aceste aprovizionări să fac centralizat, nu mai găsești pe piață, pentru că toate acestea sunt foarte bine coordonate, adică la modul că sunt centralizate, nu poți tu să achiziționezi, pentru că toate prin acest comitet de coordonare strategică, la nivel central, toate se centralizează și de acolo se repartizează pe județe. Ca atare, am solicitat și am făcut un apel ca să facem demersul necesar către Ministerul Sănătății să aloce sau să știm care este perspectiva, pentru că astăzi noi nu știm nici când vor veni și nici cât. Și lucrurile astea trebuie clarificate cât mai repede. Acum, pe o săptămână, două, ele s-au rezolvat, au venit în cascade. Eu discut astăzi, managerul spitalului nu este aici, pentru că până acum a avut două videoconferințe. Vă dați seama că trebuie să-ți faci și treaba, să-ți numai în ședințe. Deci trebuie să înțelegem că trebuie să rezolvi problemele acolo la spital și să fie da, acolo. Și repet, da, foarte bine. Foarte bine venit. Aș vrea să mai menționez un lucru, că în urmă cu două săptămâni am făcut aceste discuții cu managerul spitalului pe un alt aspect, de a putea face noi testare aici la Bacău
și de a testa cât mai multe persoane, că asta este în primul rând testarea lor. Sigur că depindem de Iași și ele vin din ce în ce mai greu de la Iași, adică veneau la 24, acum vin la 48, chiar mai mult de 48 de ore, din momentul în care se recoltează, se trimite la Iași. Cât de urgent, adică am luat în calcul, se amenajează acum spațiile necesare și echipamentul și licența în regim de urgență dată de minister prin organismul, dar tot durează 3 săptămâni, 4, probabil după Paști, după Paști o să avem, până la sfârșitul lunii aprilie, o să avem și acest mini laborator de testare la noi în județul Bacău. Deci, domnul președinte, ca o concluzie, avem garanția că măcar 2 săptămâni sunt echipamente de protecție pentru tot personalul medical în SJU Bacău, da? La spital, da. Acum, da. La acest nivel? La nivelul ăsta. Noi discutăm astăzi, vedeți că se modifică situația de la o zi la alta. Evoluția evoluția nu știm, nu putem facem scenarii, dar oricum am luat în calcul tot ce este mai rău, din păcate. Da. Dacă mai sunt intervenții, dacă vă supun la vot... Nu văd. Ce scuze, v-ați spus Ferdinandu. Ați aranjat cu cei de televiziune? Da. Dacă aranjam, lui îmi creau culoare să vedem. Mă aud, da? De apreciat grija pentru eroizile, pentru medici, pentru asistente, cei care, așa cum se spune, sunt în linia întâi. Cred că fără ei am fi într-o situație mult mai grea. E important ca factorul uman să fie recompensat, să fie ajutat, să reziste, dar cred că sunt necesare și resurse materiale. Pe lângă acele mijloace de care vorbea colegul Mihailă, din presă, că e sursa noastră de informare curentă și imediată, am aflat că nu sunt paturi specializate ATI pentru suficiente pentru acest moment al epidemiei. Cred că trebuie să găsim soluții, să folosim resursele noastre ale județului pentru a achiziționa paturi echipate, în primul rând cu sisteme de ventilare care se pare că sunt vitale pentru tratamentul infectării cu coronavirus. Noi ne-am gândit cu colegii mei, am găsit ceva resurse puține, dar credem că e măcar un gest, o încercare de a rezolva problema. Rămâne ca și executivul să mai gândească ceva. Vrem să facem un proiect de hotărâre prin care să dirijăm ceva parte de la capitole care nu sunt așa de importante astăzi și au ele importanța lor, dar nu acum. Dar mai trebuie. Din informațiile noastre sunt foarte scumpe aceste echipamente. Ajung la 50.000 un pat echipat complet și, din câte știu, sunt numai 4 paturi. Ori abia de acum începe greu, după cum vedem, de la zi la zi apar decesele. E adevărat, îi testăm, dar după ce îi testăm, ce facem? Nu trebuie să-i tratăm. De aceea trebuie să ne gândim și la acest aspect. Vom veni cu un proiect în sensul ăsta, poate reușim până la ședința ordinară să-l și punem pe ordinea de zi. E o idee a noastră, poate veni cu completări, dar toți sunt convins că toți suntem interesați, toți suntem preocupați de problemele cu care ne confruntăm și aici nu mai încape culoare politică, nu mai încape rivalitate politică, de acum este vorba de supraviețuire. Mulțumesc! Sigur, vă solicit să avem o gândire și o abordare unitară, să ne unim eforturile în acest sens, dar în același timp să și ne informăm corect. Da, e o lipsă de materiale, ce spuneam mai înainte, dar să fac eforturi, nu banii sunt problema astăzi, ci efectiv n-ai de unde să iei materiale. La fel și paturile, nu banii sunt problema. Problema este achiziția. S-au făcut demersuri și s-au dat comandă deja,
Așteptăm să fie aduse diferența, pentru că o parte din ele au fost transferate de la Spitalul Municipal, o parte din echipament și ele erau în probe și de asemenea am luat măsura de a, împreună cu spitalul, cu managerul spitalului, de a elibera una din clădiri. Copiii au fost transferați și vorba de secția de boli infecțioase copii, au fost transferați la Onești, acolo nu are cadrul necesar și spațiile pentru ATI și am mărit cumva secția de ATI pentru cei care într-adevăr o să aibă nevoie. Deocamdată facem față, s-au făcut comenzile necesare, eu sper să vină cât mai repede și aceste paturi echipate. Dar cu diferența cu ceea ce s-a transferat de la Spitalul Municipal și cu echipamentele necesare, astăzi sunt până la 12 locuri disponibile. Da, orice sugestie, orice intervenție, orice este binevenită. Vă rog. Legat de acțiunea omului cu Spitalul Municipal, m-am văzut într-o vizită de dumneavoastră, eu, domnul Tenea, da, imediat, m-aș ruga să ne spuneți mai dat mai multe date. Da. La Spitalul Municipal, până se finalizează lucrarea proiectului, așa cum el a fost gândit pe principiul complementarității, am făcut o vizită acolo împreună cu primarul municipiului Bacău, dar și cu proiectant, cu specialiști, cu constructori, să vedem și să analizăm care sunt posibilitățile de a amenaja două etaje, tocmai de a veni în sprijinul, celor care și a pregăti aceste spații pentru cei care o să fie nevoie să fie internați. E în incinta spitalului, e unitate spitalicească. Noi, Consiliul Județean, ne-am exprimat intenția de a sprijini financiar cu până la 60% din cheltuiala necesară de amenajare acestei spații, acestor spații. Au fost identificate două etaje care sunt mai avansate și s-ar putea face lucrări acolo de a fi finalizat și a fi pus la dispoziție. Obiectivul de investiție este la Primăria Municipiului Bacău. Primăria Municipiului a îmbrățișat această idee. A rămas acum cu proiectanți, constructori, cât de repede să pot face lucrările acolo, ca el să poată fi funcțional. Atât partea de recepție, ca și circuit, lifturi, și sunt astăzi, sigur că trebuie să găsiți soluții la partea de ventilație, instalații, ventilație, canalizare, partea cu utilități. Restul, partea de lucrări de igienizare și ce mai acolo, n-ar fi asta o problemă. Cred că aici specialiștii, proiectanții împreună cu constructorii trebuie să găsească soluții și să miște cât mai repede. Noi ne-am exprimat această dorință. În momentul în care găsesc soluția și vedem ca și deviz cam care ar fi valoarea, intrăm în Consiliul Județean și o să supunem spre aprobare. Acum avem și cadrul legal prin Ordonanța 29 în care ni se poate permite de a interveni pe buget. Așa cum știți, nu puteam face nicio rectificare decât în iulie. Dar pe aceste acțiuni acum avem această posibilitate de a interveni pe buget. Așadar, ne-am exprimat această intenție de a interveni imediat acolo prin asigurarea finanțării. Primăria trebuie să facă aceste intervenții, sigur că obiectivul de investiție este acolo, nu putem noi face mai mult. Mă bucur că a fost îmbrățișată, a fost și DSP-ul acolo și a dat un aviz deocamdată verbal că se poate amenaja acolo. Este mai greu, într-adevăr, ATI de a face un etaj să-l amenajăm pentru ATI, pentru că nu sunt instalațiile necesare și echipamente necesare pentru a fi echipat acel etaj ATI, dar asta rămâne de văzut. Dar pentru cei care, într-adevăr, necesită tratament sau necesită internare, să avem disponibil, să fie în incinta spitalului, să nu trebuiască, dar trebuie să luăm în calcul aceste aspecte. Da, asta a fost
intervenția noastră acolo, tot în a găsi soluții și a pune la dispoziție cât mai multe spații și, sigur, resursa umană rămâne în continuare cea mai importantă. Mă refer aici la medici și asistenții medicali care astăzi sunt în linia întâi. Vă rog, domnul Olteanu. Da, revin pentru că a spus dumneavoastră că sunt 12 patru, dacă nu știam numai de patru. Și tocmai de aceea pregătisem noi acest proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor pentru achiziționarea patrulor de tip ATI. Proiectul este gata făcut, l-am în mână, noi n-am știut de această ședință extraordinară, dacă nu era ședința extraordinară, eu l-am dat doamna Zară să-i depun proiectul în ideea de a fi prins pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Acum rămâne ca după ședință să-l depunem și... Hai să-l actualizăm, să-l actualizăm, să-i valorăm un pic situația, să vedem că sunt 4 și 6, însă sunt 10. Noi am luat niște bani de la niște studii de fezabilitate, am zis că fără a lăsa poziția bugetară, fără resurse, fără bani, am lăsat ceva acolo ca să poată întâlni eventualitatea unor vremuri mai bune să continuăm acele proiecte, dar acum avem nevoie de acești bani pentru a echipa spitalul cu tot ceea ce trebuie pentru a face față situației grele actuale. Deci proiectul este semnat, pregătit, îl rămâneți doamnei Zară, iată că mai facem într-un la Consiliul Județean. Mulțumesc! Dar mai sunt intervenții. Dacă nu vă supun la vot proiectul de hotărâre cu acordarea de stimulente financiare, așa cum a fost prezentat. Mulțumesc. Abțineri împotrivă nu sunt. În unanimitate a fost aprobat acest proiect, încât am oferit practic cadrul necesar ca Consiliul de Administrație și managerul spitalului să poată acorda stimulente financiare. Trecem la punctul 2 a ordinii de zi, legat de asocierea județului Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în asociere cu 4 organizații neguvernamentale, vorba de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de la Hârja și Asociația Lumina, în vederea organizării și implementării acțiunii, am zis noi, sprijinirea persoanelor vârstnice în județul Bacău ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii virusului COVID-19. Bunicii noștri sunt cei mai vulnerabili în fața acestui virus. Ca să-i protejăm, trebuie să ne protejăm noi. Mai întâi, am avut discuții și s-a oferit un grup de 3-4 inițial ONG-uri de a-și aduce aportul de a interveni, neștiind cum, a zis, suntem disponibili dacă putem să dăm o mână de ajutor. Am avut discuții săptămâna trecută, s-a concretizat în această asociere, sunt asocierea cu cele 4, pentru că cele 4 sunt licențiate pentru a desfășura, a furniza servicii sociale pentru persoane vârstnice. Pe lângă cele 4, mai sunt încă 15 ONG-uri care au dorit să vină alături în această acțiune și și-au dat acordul și au semnat parteneriatul. O facem într-un mod organizat. Între timp, sâmbătă seara, a apărut și ordonanța militară numărul 2, semnată de ministrul de interne. Noi luasem deja această în discuție și luasem ceva măsuri, rămăsese să venim în fața Consiliului Județean și să o concretizăm foarte repede. Vedeți că inevitabilul s-a întâmplat, din păcate, deci numai de ieri dimineață până azi deja avem 5 decese, nu mai discutăm de persoane pozitive, testate și pozitive, deja discutăm și de decese. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta, nu în bine, din ce în ce mai mulți vin acasă, nu sunt conștienți, oamenii nu respectă regulile, nu respectă recomandările,
care ar trebui să fie, de fapt, niște obligații astăzi pentru a nu răspândi virusul. De aceea, prin această asociere și coordonare la nivel județean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, fiind serviciu specializat de protecție, să facem această acțiune coordonat, să venim în sprijinul autorităților publice locale, pentru că autoritățile publice locale, fiecare primărie, știe și are o evidență clară câte persoane sunt vârstnice, din acelea câte sunt izolate la domiciliu, câte sunt singure, câte sunt cu boli cronice și au nevoie de sprijin. Fondurile alocate pentru această acțiune, identificate până astăzi, pentru început și pentru a-și putea desfășura acțiunea, am propus o sumă de 500.000 de lei, luat, vă spun și de unde au fost luați acești bani, pentru că noi i-am aprobat bugetul, deci de la acele asocieri, de la sport, de la conferințele care urmau să desfășoare și cu siguranță nu o să mai întâmple în următoarea perioadă, au fost acești bani alocați spre aici și de la activitatea desfășurată cei din ATOP. În perioada aceasta totul este sub comandă militară la Ministerul de Interne, Poliția Locală a trecut sub comanda Poliției Naționale. O să ajungem și la acest punct. Așadar, cam asta este suma prevăzută, e un buget estimativ, îl aprobăm. În funcție de evoluție putem să-l mai majorăm pe parcurs sau să-l diminuăm dacă nu e nevoie, de la caz la caz. Spuneam că și-au exprimat intenția de a fi parteneri încă 15 organizații neguvernamentale. De asemenea, sunt deschise, există un telefon, un tel verde, sunt două numere de telefon care răspund specialiștii la direcție. Dacă e nevoie pe parcurs, mai putem suplimenta și alte numere de telefon încât să poată lua legătura direct cu primărie, dar și cu persoanele respective. Organizațiile neguvernamentale au experiența, spuneam că sunt licențiate, dar ele activează acum în comunități și sprijin autoritățile publice locale, deci au cumva o relație și cunosc beneficiare. Noi am vrea acum să o extindem, să vedem cât din județ, cât putem să extindem, să cuprindem cât mai mult din județ, toate OAT-urile. Mâine urmează, după ce aprobăm noi astăzi, mâine urmează să am o întâlnire cu conducerea direcției și cu reprezentanții celor patru OAT-uri pentru a prezenta un plan de lucru concret și direcțiile de acțiuni, criteriile și așa mai departe. De asemenea, sunt deschise și două conturi, unul în lei și unul în euro. Este gestionat de societatea civilă, deci banii merg, cei care aprobăm noi, către direcție cu destinație specială pe această acțiune și pe lângă asta da posibilitatea persoane fizice, juridice, care doresc să doneze bani și să implice în această acțiune. Este gestionat de societatea civilă, sunt două conturi în lei pe care au fost două conturi, unul în lei și unul în euro. Vă supun spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, cu Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja și Asociația Lumina în vederea organizării și implementării acțiunii sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii virusului
COVID-19, dacă sunt intervenții. Aș vrea, înainte de a vota, mi-am adus aminte și să vă mai supun atenție un lucru. Se pare că noi nu putem anticipa chiar toate problemele, sunt deja ne vom confrunta cu noi probleme sociale, în sensul că o parte din organizații neguvernamentale care astăzi au servicii și rezidențiale în care sunt persoane cu dizabilități, și mă refer aici la un caz în care am fost deja, ni s-a solicitat sprijinul în perspectivă, e vorba de 26 de beneficiari la Comănești, la Asociația Lumina, în care au primit deja din Marea Britanie zilele trecute un mail în care spune că nu mai pot asigura finanțarea începând de la 1 aprilie. Și sigur că aici va trebui să ne aplicăm un pic, să găsim soluții împreună de a putea duce mai departe proiectul. Și nu va fi singur. De asemenea, tot ce înseamnă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, gândiți-vă că sunt peste 1.300-1.400 de beneficiari în sistem rezidențial, trebuie o protecție maximă, o rigorizitate, niște reguli foarte, foarte stricte și foarte clare, pentru că dacă cineva a pătruns în interior sau unul din salariați, din lucrători, care a luat contact cu cineva venit din afară și va trebui să închidem instituția. Deci lucrurile sunt destul de serioase și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Vă supun la vot proiectul de. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Cred că am ajuns la punctul 4, la ordine de zi. Acum, referitor la materiale și la tot ce înseamnă echipamente de protecție, înainte de a intra la punctul 4, a ridicat și domnul Olteanu și ceilalți, noi v-am adus aici informațiile de ultimă oră. N-are rost să ne spunem, asta este realitatea, trebuie să fim foarte conștienți, sigur să ne unim eforturile, să dăm tot sprijinul. Deci s-a luat această decizie la nivel și nu Arafat și nu ministrul de interne a anunțat tocmai pentru a avea o coordonare sau a face o achiziție centralizată prin acest grup de coordonare strategică, s-a luat această decizie ca toate materialele și toate astea de pe piață sunt coordonate prin acest grup, cu aprobarea ministrului. Așadar, noi tot ce avem nevoie solicităm de aia în Comitetul Județean în situații de urgență, am prezentat cumva necesarul sau am discutat ce necesar mai e nevoie, tocmai pentru a urgenta pe lângă Ministerul Sănătății de a le centraliza și a avea o perspectivă. Așadar, referitor la dincolo ce reușim noi să facem din bugetul propriu, prin sponsorizări, diferența dacă mai avem nevoie de paturi, de alte echipamente, inclusiv aparatul acela de testare, inițial, ne s-a promis că noi să amenajăm spațiu, iar Ministerul Sănătății achiziționează aparatul acela de testare. Dar nu avem nicio certitudine astăzi, pentru că nu până în 2-3 săptămâni că îl achiziționează, drept pentru care ne-am asumat această achiziție. Deci Ministerul Sănătății, se pare, până la sfârșitul aprilie nu poate să ne-l livreze, fiind foarte multe solicitări, așa că am luat această decizie ca noi la sfârșitul lunii și cu sprijinul agențiilor economici locali care au venit în sensul ăsta. Și la echipamente, și la materiale sanitare și tot ce mai e nevoie. Așadar, dacă putem să facem prin Comitetul Județean situații de urgență, să centralizăm diferența, dacă vrem să... Sigur că a mai fost o propunere de a, în cele două etaje, unul, dacă am ceva împotrivă, să-l amenajăm, să facem o secție ATI. Deci să facem asta. N-am avut nimic împotrivă, dar din punct de vedere tehnic, din punct de vedere nu se poate.
pentru că el prin construcții nu are instalațiile necesare și cei care sunt medici știu ce înseamnă echiparea unui etaj sau unui spațiu ATI. Deci eu mi-am dat acordul, dar aici nu eu sunt cel care îmi dau acordul, ci specialiștii, arhitecții, proiectanții, constructorii și așa mai departe. Unitățile administrativ-teritoriale m-au sunat primari când nu au ei echipamentele astea minime de igienă, materiale sanitare, măști, mănuși, dezinfectanți au mai găsit, dar nu în cantități mari, dar restul echipamentului, medicii de familie, de asemenea, ne-au adus la cunoștință că nu au de unde să facă rost de echipamentul necesar. Eu le-am adus pe toate astea la cunoștință și am informat prefectul, în calitate de președinte al Comitetului Județean în situație de urgență, să facă la rândul domniei sale solicitarea către Ministerul Sănătății și către Comitetul Național în situație de urgență. Trecem la punctul 4, modificarea hotărârii privind validarea desemnării nominale a membrilor autorității teritoriale de ordine publică. Aici am să fac o sinteză, lucruri. Este vorba, de fapt, de diminuarea bugetului la ATOP. Indemnizația era de 20% din indemnizația președintelui. Am redus activitatea, nu se suspendă, că am înțeles că s-ar fi înțeles că suspendă activitatea. Nu se suspendă activitatea, activitatea se desfășoară, diminuăm indemnizația. Este o mică parte din suma care am dirijat-o către cei 300.000 și vă solicit să aprobăm proiectul acesta de hotărâre prin care primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean ca urmare a instituirii stării de urgență și a măsurilor economice fiscal-bugetare, doar pe perioada aceasta a stării de urgență și a măsurilor care au fost luate. De altfel, și sunt și celelalte comisii. Direcția, Comisia de Protecție a Copilului are tot 1%, știți ce volum de muncă este și acolo, toate evaluările privind copiii și familiile lor, evaluările din punct de vedere psihoeconomic-social, dar tot 1% indemnizația președintelui. Vă rog, domnul Umbrărescu. Prima dată și după aia domnul Oteacu. Domnule președinte, activitatea de ordine publică, după cum am remarcat, atât prin decretul de instituire a stării de urgență, cât și prin Ordonanța Militară 2, mai ales având în vedere că începând cu această seară la ora 10 se vor aplica noi măsuri în domeniul ordinii publice, este prioritară la acest moment pentru noi. Alături de activitatea cadrelor medicale, ordinea publică rămâne unul dintre principalele deziderate pe care le are autoritatea publică. De ce? Fiindcă o societate trebuie să fie protejată de orice ingerință, de orice atac și mai mult decât atât, trebuie să fie puse în aplicare toate dispozițiile legale care s-au instituit în această perioadă. Amendamentul meu este următorul. Sunt de acord ca indemnizația pentru consilierii județeni și pentru reprezentanții societății civile să fie în cuantumul propus de dumneavoastră, dar cred că tocmai pentru a arăta că suntem alături de cei care reprezintă ordinea publică în ATOP, ar trebui să rămână pentru aceștia aceeași indemnizație care a fost și până acum. Eu propun o diferențiere pentru, repet, consilierii județeni și membrii societății civile din ATOP la cuantumul propus de dumneavoastră, iar pentru ceilalți care reprezintă autoritatea publică, reprezentanții structurilor de ordine publică, să rămână în cuantumul în care a fost aprobat în 2016. Alte intervenții? Domnul Dean. La eliberare propunem ca activitatea să fie făcută pro bono. Știu mulți din colegii noștri care sunt convins că nu ar avea acești 1%. Iar doamna, cu
certitudine pentru o achiziție de echipamente, pentru sprijinul persoanelor vârstnice, mai este o situație excepțională. Cred că nici unul așa nu trebuie să fie alocat. Se poate face pro bono. Înțeleg argumentele domnului Ungărescu, sunt de acord că sunt cei care asigură ordinea, trebuie de compensați într-un fel, dar până la urmă aici sunt numai câțiva care beneficiază de această recompensă. În definitiv, toți cei care sunt implicați în ordinea publică ar trebui să fie recompensați pentru plusul de muncă, pentru plusul de stres și de situație specială care lucrează. Așadar, propunerea noastră este ca activitatea membrilor la TUP să fie făcută pro bono. Mulțumim. Da. O să rog juridicul să-mi răspundă la asta. Cred că da. Cred că nu se poate. Da, quantum este în procent și atunci e un proces simbolic, altfel nu se poate. Da, domnul Cautiș. Susțin propunerea de dumneavoastră, domnule președinte, și legat, deci, ideea, că e o idee personală, mă gândesc, că ar trebui considera domnul Mărescu, celelalte persoane, în afară de cel denominalizat de domnesa, sunt oarecum oameni cu funcții de răspundere și bine așezați financiar. Deci, ca atare, eu nu cred că pune problema. Susțin în totalitate ideea domnului Orteanu, adică se poate merge și chiar 0%, dar să merge totuși pe propunerea dumneavoastră, că gândesc că aveți ceva, am văzut nimica doamnei secretar și suntem într-un... Da. Din punct de vedere juridic. Din punct de vedere, am înțeles. Deci lucrurile astea eu nu știam, ca atare sunt totul de acord cu propunerea făcută de dumneavoastră. Dacă permiteți, că după asta nu m-am pregăt să iau cuvântul, vreau să spun o amăneciune, o mândrie în suflet care o am astăzi. Acum câteva ore înainte de a veni la ședință, unul din demnitarii Guvernului României vine cu o propunere destul de panicoasă, alarmantă, cu reducerea, închiderea anului școlar. Lucru foarte, foarte grav. Nu vă dați seama ce poate să ia această idee aruncată în public, de mass media. De altfel am auzit și intervenția președintelui Consiliului Național al Părinților, unde a condamnat destul de dur și consecințele pe care le-ar avea o astfel de propunere. E adevărat, va fi foarte greu pentru copii, pentru elevi, cu, bănuiesc eu, ca o companie cu o anumită experiență și în vârstă, nu cred că va fi 21 aprilie, ci anul școlar se va încheia în vacanță, să zicem, vacanța în ghilimele, dacă e bine zis. Ca atare, eu zic altul, o propunere care eu, sincer, n-am discutat absolut cu nimeni, mi-a venit mie în cap, se poate, știu, în condiții grele, de restriște, se pot lua, găsi diferite soluții. Una din soluții care o văd eu astăzi, acum, în sală, e aceea că se poate încheia anul școlar, având în vedere că aproape 80% din anul școlar, mă refer la anul școlar, de la 15 sau 14 septembrie când a început, până pe 15 iunie care este. În structura sa are un număr cam, domnul Cojocaru mă poate ajuta mai bine, așa, 70% este efectuat. Tot 70% din structura anului școlar sunt acțiuni de predare. Deci dacă calculăm 70% din 70%, deducem aproape la 85%, materia este făcută ca atare, sub diferite forme de evaluare, că dispunem astăzi, eu zic că se pot face evaluări și se cheie anul școlar, încât să nu creăm asta de panică, care, pe lângă virusul care îl avem, mai vine și asta rândul copiilor, vă dați seama că este o situație total neplăcută. În acest sens, eu vă propun, deși știu că inspectoratul școlar nu este în subordinea noastră, dar să vină cu o soluție care găsește la nivelul județului Bacău legat de această chestiune. Nu ca răspuns la ideea temitarului din Guvernul României.
Nu, nici nu vreau. Știu cine este, nu vreau să-i dau un nume, că nu știu dacă are sens să-l popularizeze. Să vină cu o propunere, să o prezinte la noi ședința ordinară care o vom avea și de ce nu să o susțină, că știm că nu putem la noi în zonă regională, județeană, astfel de propunere, și să o prezinte Ministerului Educației Naționale sau Ministerului Educației și Cercetării în sensul să o analizeze și să vadă dacă se poate aproba. Vă mulțumesc! Bun, să revenim la ordinea de zi. Și la punctul de la ordinea de zi, sigur, o să invităm pe doamna inspector general la întâlnirea noastră din ședința ordinară să vină cu un plan. Acum să revenim la acest lucru. Sigur că asta a fost intenția. 1% este o sumă simbolică. Am dorit ca toată indemnizația să meargă către așa ceva. Dar din punct de vedere juridic nu s-a putut și atunci a rămas acest 1% simbolic. Așa este? Da? Bine. Vă supun la vot proiectul. Cine este pentru, în forma prezentată? Abțineri. Trebuie să se abțină toți membrii ATOP. Toți membrii ATOP trebuie să se abțină, nu știu de ce. Că aveți articolul 228 care spune că atunci când este vorba de un... Conflict de... Da. Ok. Deci membrii ATOP trebuie să dea încă o dată. Cine se abține? 5, da? Da, da. 5 abțineri, unul lipsește, sunt toți în prezență. Acum, ședința ordinară. Ședința ordinară, vom vedea în ședința ordinară pe 31. Mâine dăm drumul la convocare, ca să știți și dumneavoastră cum vă faceți. Eu știu până pe 31, sper să nu fim nevoiți să ne mai vedem odată decât în cazuri extreme, așa cum a fost cel de astăzi, în care ați văzut că lucrurile să, chiar dacă noi vineri am luat o hotărâre de vineri până azi, ați văzut câte s-au întâmplat. Așadar, și dumneavoastră, acolo unde sunteți, la locul de muncă, acolo unde activați, în comunități, mesajul meu este de calm, de echilibru și să acționăm cu responsabilitate. Vă mulțumesc mult și o săptămână ușoară. Stați că mai avem. Numai un pic. Am dorit dacă e posibil. Acum așteptăm și cadrul legal. Mă scuzați, mai aveam o chestiune care o rugasem pe colegii de la IT. Am dorit că următoarele ședințe să le putem ține în sistem videoconferință. Și atunci noi am început asta de acum o săptămână și ceva, aproape două săptămâni, din punct de vedere tehnic. O primă etapă a fost parcursă, acum a doua etapă care avem nevoie de jur este și modul cum votăm, ca să poată fi așa. Actual, acum, astăzi când vorbim, nu am avea cadru legal, deci ar trebui modificat codul administrativ, ceea ce se va întâmpla. Sau regulamentul, adică putem noi o extraordinară. O extraordinară ca să aprobăm regulamentul cu modificarea aceasta, ca noi după aceea să putem vota online. Aș vrea... S-au pus pe ordinea de zi la intra voturilor tuturor hotărârilor și facem un ordinar. Și mai facem o extraordinară. Punem după imediat procesul verbal, primul punct, trebuie să fie. Asta ar însemna să o facem online, asta ar însemna să ne întâlnim. Da, trebuie să ne întâlnim o dată, că e vorba de efectelor, doamna. Da, despre asta vreau. Bun.